Pe urmă, trebuie să alegi infrastructura care te ajută să lansezi rapid, să poți să faci modificările pe cont propriu, fără să ai nevoie de programatori, de oameni, să trimiți mail-uri, să-ți vină o idee, să vrei să o aplici și să nu poți să fii condiționat de cineva, să obții vânzări în mod repetitiv și să aibă oferte, instrumente de marketing inside. Marketingul este cel mai important atunci când vrei să vinzi și marketingul nu se rezumă la a face reclame în Google și în Facebook sau a colabora cu influencer sau cu afiliați. Marketingul se întâmplă și mai ok dacă îți pregătești site-ul pentru și cu continui mesajul pe care îl dai în afara site-ului. Ok, noi am dezvoltat partea asta, un modul pentru conținut digital pentru cursuri online, care îți permit să mergi mai încolo în partea asta de business, să facem bani, pentru că discutăm despre marketing unde investim bani, discutăm despre marketing unde investim resurse, trebuie să acordăm timp și trebuie să obținem bani. Vorbim despre antreprenoriat unde vorbim despre bani. Ce avem aici? Este colega noastră, Iulia, este un exemplu concret de la noi și o să vedem ce se întâmplă aici, pe tot fluxul. Practic, tu când vinzi absolut orice produs, poți să-ți crești valoarea coșului sau să scoți din bani investiți în marketing cu această opțiune, one-time offer, care apare doar în momentul în care clientul finalizează comanda, înainte de butonul trimite comanda. Și pui un produs pe care doar aici îl găsește la cel mai mic preț. Altfel, în site nu este acest produs. Și poți să fii cât se poate de creativ. Pe urmă, poți să oferi puncte de fidelitate. Să lucrezi cu alți parteneri, cu alți influenceri care să te ajute și ei la rândul lor să facă bani și clientului să dea această opțiune. Plus, poți să-i oferi puncte de fidelitate dacă cumpără ceva. A cumpărat un produs mai ieftin și îl motivezi să mai vină odată să-și cheltuie punctele de la tine. Și neapărat să ceri testimoniale. Cele dovezi sociale pe care am arătat, acea implicare a audienței tale în business-ul tău se întâmplă dacă ești activ, dacă le ceri asta. Dacă nu le ceri, nu o să vină nimeni să spună: băi, ce mișto e produsul tău, bă, ce mișto prezentare ai, bă, ce ceva, nimic. Cer testimonial și poți să o faci într-un mod creativ. Aici avem exemplu de la un curs online. Și am spus, bă, noi le dăm mai mult decât un testimonial. Vrem mai mult decât un testimonial, îți dăm o diplomă. Spune părerea ta, dă-ne datele și îți dăm o diplomă. Că e ceva altceva. Îi dai un alt incentiv. Care este setup-ul de bază? Google Analytics, trebuie să monitorizăm. Facebook Pixel, pe aici trecem foarte rapid. Google Search Console, Tag Manager, email marketing, trebuie să colectăm adrese de email și trebuie un serviciu de email marketing să trimitem. Aplicații de facturare, procesator de plăți, live chat, trebuie să vorbim cu oamenii, SSL și aplicația de one-time offer, care te ajută să îți scoți din investiția campaniilor de marketing. Pe urmă, se poate pune și un pop-up de recuperare coș. Pentru că absolut ce produs digital vinzi sau vrea să vinzi sau ce vinzi, tu faci e-commerce. E-commerce nu înseamnă doar acea opțiune de a vedea un produs și a adăuga în coș. Chiar dacă vinzi reclame pe blogul tău sau faci postări pe Instagram, vinzi servicii, vinzi consultanțe, se numește că faci e-commerce pentru că tu vinzi acele produse online. De acord? Pe urmă să punem la punct partea de suport, să pară că totul este mai ok și să avem o adresă foarte simplă, suport@domeniu.ro și să răspundem acolo. Și ar fi ok să răspunzi și în cât timp răspunzi.